politicieni mai mari, mai mici, unii membri ai Parlamentului Republicii Moldova, pseudopoliticieni, lideri și membri de pseudopartide, politicieni condamnați penal și fugari, fac ce fac și iau avionul spre Moscova. La întoarcere sau chiar pe parcursul șederilor acolo, ei declară că au înregistrat mari succese, au rezolvat o mulțime de probleme și aduc acasă în Moldova doar bunătăți, sub formă de promisiuni de carduri bancare, gaze ieftine, cote de export, etc. Trebuie sau nu să meargă în Rusia politicienii din Republica Moldova pentru parteneriate politice? Explicăm. Primul argument. Vladimir Putin este acuzat oficial de crime de război, iar Curtea Penală Internațională de la Haga a emis un mandat de arestare pe numele președintelui Federației Ruse ca urmare a unei investigații internaționale privind crimele împotriva copiilor în războiul din Ucraina. Mandatul de arestare pe numele lui Putin este un caz unic în justiția penală internațională. Este pentru prima dată când un șef de stat, care este membru al Consiliului de Securitate al ONU, primește un mandat internațional de arest. Atrocitățile din Ucraina, în special cele comise împotriva copiilor, sunt absolut abominabile și aceste crime au un comandant suprem care dirigează războiul și care ar fi trebuit să le oprească. Numele lui este Vladimir Putin. Trebuie să menționăm că această curte penală de la Haga a fost creată în baza unui act internațional numit Statutul de la Roma, ratificat de către 124 de state ale lumii, printre care și Republica Moldova. Acum, haideți să analizăm la rece. Țara ta, pe care tu o reprezinți ca politician, susține arestarea și judecarea lui Putin la Curtea Penală de la Haga. Iar tu mergi la Moscova sau la Sochi și strângi mâna lui Putin. Dacă faci asta, ești complicele criminalului, nu? Argumentul 2. Statul tău, pe care îl reprezinți și care și-a votat propriul statut de neutralitate, nu a putut fi neutru nici pentru o singură zi, deoarece are o armată rusă pe teritoriul său, dar și un depozit enorm de arme rusești, pe care Rusia a promis să le retragă cu 30 de ani în urmă, dar a mințit și nu le-a retras niciodată, creând situații de risc și comițând unele crime pe parcursul acestor 10 de ani. Și acum tu strângi mâna lui Putin. Ești complice la crimele împotriva statului tău, nu? Dacă simplificăm lucrurile, ar reieși cam așa. În familia vecinilor tăi a intrat recent un criminal feroce, le-a ucis o parte din copii, a omorât bărbații familiei care au încercat să-și apere copiii, a violat femeile, a luat frigiderul cu tot ce era în el, a înhățat și copiii rămași vii și a plecat. Peste câteva zile, te îmbraci frumos și te duci în ospeție la criminal. Acolo plâng copiii orfani, răpiți din casa părintească. Dar tu te așezi cu criminalul la masă, luați din frigiderul însângerat tot ce vă place, mâncați, beți, vă strângeți mâna și vă faceți planuri de viitor. Apoi te întorci acasă și zici, dragă familie, criminalul își va ține în continuare armele în gospodăria noastră pentru că el așa vrea și iată ne-a dat și câte un card care nu funcționează la noi în gospodărie, dar e important căci e de la un criminal vestit. În același timp, gospodăriile din tot satul declară că acest criminal feroce trebuie tras la răspundere. Dar tu te alături la alți 2-3 criminali care nu condamnă uciderea copiilor, nici ocuparea abuzivă a terenurilor, ci susțin această crimă. Concluzia e simplă. Îți plac criminalii care ucid copii și ar trebui să nu ai dreptul de a lua decizii în această gospodărie, pentru că deciziile tale sunt periculoase pentru ceilalți. Argumentul 3. Politicienii moldoveni care merg cel mai des la Moscova, Șor, Dodon, Guțul, Vlah, deputații transfugi Nesterovski și Lozovan, dar și Suhodolski, Bolea, Parasca și mulți alți politicieni ai partiduțelor trase la Indigo după modelul partidului interzis Șor,
cel mai des critică procesele democratice, că alegerile nu ar fi libere, că mass media ar fi obstrucționată, că inițiativele civice ar fi descurajate, că protestele pașnice ar fi reprimate, că, iată, criticii guvernării ar fi pedepsiți pe nedrept sau că puterea ar comite abuzuri împotriva opoziției. Lista de nemulțumiri e lungă și serioasă. Surpriza este că politicienii moldoveni care merg la Moscova să strângă mâna lui Putin sau altor servanți ruși aflați pe lista sancțiunilor internaționale se plâng de calitatea democrației în Republica Moldova, nu de cruzimea autocrației din Rusia. Să ne uităm peste datele și cifrele oficiale. Măsurarea internațională a stării democrației o fac organizațiile globale cu reputație, acceptate de majoritatea statelor lumii. Freedom House, de exemplu, e o organizație creată cu peste 80 de ani în urmă și care de atunci măsoară anual libertățile în statele lumii. Rusia are un scor de doar 13 puncte din 100 și e declarată un stat care nu e liber, iar Republica Moldova are un scor de 61 de puncte din 100, adică stă de vreo 5 ori mai bine ca Rusia la capitolul libertăților. La rubrica libertăți civile, Moldova ia 35 de puncte din 60, iar Rusia doar 9 puncte din 60. Dar pe lângă rapoartele internaționale, toată lumea știe că Rusia i-a arestat și i-a condamnat practic pe toți oponenții lui Putin. Pe mulți i-au otrăvit, i-a maltratat până au murit în închisori. Navalny e doar ultimul exemplu. Rusia a arestat o mulțime de jurnaliști și activiști. A omorât o listă mare de jurnaliști de investigație. A închis edițiile de mass media independente, până și renumitul ziar Novaya Gazeta, condus de un premiant Nobel, a fost închis recent. Rusia arestează protestatarii, chiar și pe cei care protestează în tăcere, chiar și atunci când protestează un singur om. Ești politician din opoziție și strângi mâna lui Putin care omoară opozanți politici? Atunci faci o alegere sinucigașă. Argumentul 4. Să ne amintim de trădarea de patrie. Dacă Rusia e un stat neliber, dacă Rusia a declanșat un război ucigaș, dacă liderul Rusiei e urmărit penal de o instanță internațională, ce poți aduce de la Kremlin la Chișinău? Angajamente politice? Și care e prețul? Care e plata? Și dacă articolul 337 din Codul Penal spune că, citat, trădarea de patrie e o faptă săvârșită intenționat de un cetățean al Republicii Moldova în dauna suveranității, a inviolabilității teritoriale sau a securității de stat și a capacității de apărare a Republicii Moldova prin trecerea de partea dușmanului, și acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova, citat încheiat, atunci politicienii ar trebui să răspundă primii în fața acestei legi.